Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu continuarea etalării despre energia pe care o manifestăm unii dintre voi, dintre voi și dintre noi în această perioadă a lunii în descreștere. După luna plină, evident că urmează luna în descreștere. Haideți să vedem ce apare pentru Fecioară. Am zis că avem o carte pentru trecut, pentru eliberări și o carte pentru bucurii, pentru că luna plină înseamnă și bucurii și împlinire. Hai să vedem. Am mai cărțile pentru fecioară, doar tai. Ok, ok. Fecioară, scurte mesaje, doar ghidaje foarte sumare, pentru că vor mai fi și etalele, sau au fost cel puțin pe iunie. O, oh, etalele pe Zodii. Fecioara, fecioara trebuie să renunțe la starea de vină. Se învinovățește că a căzut un pic păcat. Că a picat la testul eu la un anumit test. Se învinovățește pentru ceva, că nu-i suficient de perfect. O, oh, da. Fecioara, cât ar fi de, de bună, tot timpul are ceva undeva în, în mintea sa, în spate. Poate că oamenii nici nu văd, de fapt. Sunt convinsă pentru că mulți, undeva în subconștient, e o stare de vină. Că nu e suficient de bun, de bună, de... Eu știu cum, altfel nu ați vrea să fiți perfecționiști, evident. Că perfecționiștii au în spate acest sentiment de insuficient. Acum, poate că nu are legătură cu personalitatea voastră, poate sunteți ok, unii dintre voi v-ați învățat, v-ați um, înțeles, v-ați acceptat și cu defecte, și cu ce mai sunt, fire albe, riduri și cearcăne și imperfecțiuni, Poate este o, o stare de vină din cauza unei situații. Ați picat la un examen, ați picat uh, pradă tentației, uh, n-ați făcut ce nu trebuia. Da. Ați dat mâncarea pe jos și s-a murgărit aragazul tocmai după ce l-a spălat. Glumesc, Da, știți cum e. În spatele iluziilor. Astea nu ați văzut în spatele iluziilor. Și în spatele iluziilor este nouă de băte. Sunt niște blocaje, prea multe responsabilități sau prea mult stres, o epuizare a voastră, a cuiva. Așteptarea aceasta epuizantă într-o relație de cuplu în care ar fi trebuit să existe armonie, dar în loc să apară armonia, a apărut o precauție excesivă, o implicare a unuia a, văd semn de foc și semn de pământ în mod special și semn de aer, dar nu obligatoriu. Sunt aspecte. Unul s-a implicat mai mult până la epuizare, altul a stat mai mult degeaba și a primit. Da? Într-o relație care ține de casă, de participare, de colaborare. Hm. Și aici este iluzia. Iluzia, interesant, iluzia iar iluzia relațiilor de lungă durată. Relațiile de lungă durată nu sunt ceea ce credem noi că sunt, nici măcar gândiți-vă că până se experimentăm căsnicia, logotna, colaborarea la locul de muncă, avem relațiile de familie și știm bine că nici cu părinții, nici cu copiii, nici cu frații surorile vecinii, nu ne înțelegem așa cum ne-ar fi plăcut, ar fi fost frumos eventual, da? Starea devină opt de spade, cu alte cuvinte, blocajul mental. Aici trebuie să vă eliberați de un blocaj mental. Poate v-ați fixat pe cineva, poate învinovățiți pe cineva, iar, interesant. Mare grijă, pentru că și fecioarele cu tendința lor de a critica, nu toate evident, că unele sunt de treabă, sunt ok. Dar, asta e, nu vreau să etichetez, dar există o tendință a unora de a, arăta cu degetul. Din cauza ta nu s-a întâmplat cu tare lucruri. Din cauza ta nu sunt eu fericit, fericită. Din cauza ta nu avem bani. Din cauza ta copilul n-a intrat la facultate pentru că asta și-a mâncat prăjituri și s-a uitat la filme. Din cauza ta că tu ai dat voie. Eu nu am dat voie. Ceva de genul ăsta, da? Încerc să mai și glumesc, dar astea, iluziile în spatele unor relații care ne țin pe loc și ne epuizează Nimicul. Astea sunt tipic, aceste obiecte uh, adunate într-un haos foarte apăsător. Da? Acestea sunt tipice, ca să șase. Multe lucruri. Trebuie să facem multe lucruri și ne epuizăm și uite așa. Un blocaj mental. Treceți peste el. Pentru copt înseamnă transformare. Deci, renunțați la așa ceva. Acum, hai să ne vedem. Ne mai uităm. Să ne vedem. E. Greșesc și eu, toată lumea. Cine zice că nu greșește, e un mincinos. O, opa, am luat două. Ok, ok. Dacă așa vrea, așa vrea. Patru de băte, iar patru de băte și patru de băte apare și aici, undeva în spate, participarea, dar relația de cuplu sau casa, pentru că e o casă, da? Aici este învățat să vă apărați, pentru că șapte de bute apără, este defensiv teritoriu, să vă apărați prieteniile acelea frumoase care vă vă inspiră patru de băte, poate să fie și o prietenie, nu neapărat să fie casă, poate să fie întâlnirea cu prietenii. Acum, ca și bucurie, poate vă întâlniți cu prietenii, da? Și vă simțiți bine undeva, într-un spațiu public, pe lângă o cetată, la iarbă verde, că tot e var, la plajă, stați și mâncați înghețată cu fundul pe iarbă, mare grijă la țânțar și căpușe. Da, Protejați-vă prietenii, protejați-vă casa casa și teritoriul personal. Interesant cum vine mesajul, foarte interesant. Păstrați-vă granițele personale chiar și în cadrul cuplului și al familiei. Pentru că la capătul setului există această putere, da? Bestia și frumoasa și bestia, adică. Egoistul și persoana darnică, egoistul egoista, natura instinctuală a noastră a tuturor, deci nu zic leu și fecioară, nu, m-am săturat de această etichetare, de da? aceste cărți care e mult mai complexă, nu. Deci natura noastră impulsivă, animală și cea care are dorința, iar opt, de a transforma, apare de două ori transformarea, de a ierta, de a crește, da? Și cum putem, putem crește, în primul rând, eliberându-vă sau eliberându-ne și de vină și de acuzația că tu ești de vină și nu eu, da? Aici este o luptă pentru putere în cuplu. Văd iar un soț, da? Văd iar un soț. Sau soție, poate să fie și o soție foarte masculină, da? Văd o regină de spade, văd niște jocuri, discuții, destul de... Aici este, argum... iar sunt spade, 8 de spade, aici 5 de spade, 7 de spade, ia uite, iar revine 8 de spade, luna. Da. Aici este, dragii mei. Cine încearcă să vă acuze că sunteți în cuplu, că este la locul de muncă, că știți voi cine, e cineva care încearcă să vă acuze de una și de alta, Eu luptă pentru putere, repet, bucurați-vă de cuplu, dar învățați să vă păstrați granițele personale, să nu le permiteți să spună lucruri care depășesc bunul simț, să nu vă ceară, să nu aibă pretenții pe care, la care, eu știu, pe care nu le puteți împlini. Să nu depășească această graniță, aura voastră, să nu intre în aura voastră prin acuzații, să nu uh, vă proiecteze iar eu știu ce, stări sau responsabilități, da? E acolo o chestiune, e o chestiune. Și atunci, bucurați-vă de cuplu, dar într-un mod înțelept, asta e o carte minunată pe care o descoper, am descoperit-o în ultima vreme într-un anume fel. Granițele personale. Bine, pentru cine vrea să mai învețe și tarot, da? Granițele personale. Luptați-vă să vă păstrați oriunde sunteți. E patru. Că e cu familia, cu mama. Cu copii și copii, dragii mei, dar știți bine. Și copiii pot să ceară de la părinți casă-mașină. Am văzut copii în clasa întâi a doua care cerau hăinuțe, telefoane, nu mă mică. Nu, granițe personale. Ne bucurăm de ce suntem împreună, dar nu, nu trecem măsura. Granițe personale. Pentru unii trebuie să fiți defensivi. Uneori, în această combinație, că e cuplu, că e prietenie, că trebuie să știți să fii și defensiv, dar într-un mod nu epuizant mental. Ci energie, Prinde încredere. Să aveți încredere. Că, domnule, de aici încolo nu trece nimeni. Este spațiul meu. Da? Este spațiul meu. În casă, în dulapa, în lucrurile mele. Nu își pune nimeni. Înțelegeți? eu E o chestiune acolo pe care unii trebuie să o învețe. Nu știu câți. Dar unii trebuie să o învețe. Hai să vedem mesaj. Oho. Uitați-vă ce... Da, uitați-vă la puterea voastră. Interesant putere, da? Puterea voastră interioară. Puterea apare și aici. Da? Aveți de-a face cu oameni dominatori? Fiți blânzi, dar nu umili. În sensul de cerșetori sau docili umile însemn de modestie, în semn de compasiune, da? 8, 7 și uite așa creșteți transformarea, crește spiritual. Dar vă zic, fecioara domină, fecioara, fecioara de aici, nu voi musai. Fecioara aceasta, natura asta înaltă, poate nu-i fecioară, da? Natura aceasta înaltă a, a noastră, Domină acest animal din noi, prin eleganță și prin granițe personale. Da, am grijă de tine. Te alint, te înțeleg. Dar tu nu, ce înseamnă nu trești de granițele personale? Nu rup hăinuțele, nu mă zgâri când ne jucăm. Da? Nu urli la mine când dorm. Da, nu mă trezești, înțelege, asta? Da? E o chestie. Granițe personale. Sunteți puternici dacă. Ce mai... Ce mai... Of, doamne, sper să fac și eu prezentarea pe care mi-o doresc de câteva luni. Una dintre cele mai minunate manifestări ale puterii noastre este aceea de a pune granițe personale. Și aici este. Sunteți mai puternici decât realizați. 11 și aveți aici 11, vi se confirmă. Da? Dacă cineva încearcă să vă închidă într-un glob, spargeți globul, dar păstrați-vă globul vostru, aura voastră. Da? Eventual, dacă cineva este prea acaparant, intrați voi în globul vostru, în marcaba voastră. Frumos, frumos. Eu zic că e suficient, da? Pentru luna plină din Capricorn. Capricorn, da? Ia uite posibilități. Ok, Am ajuns la ce zodie după fecioară și urmează, dragii mei. Evident că știu, chiar dacă uneori mai schimbă ordinea. Știu, urmează balanța. Balanțele și balan. Și balan. Suci. <laughs> ok, Eh, nu prea trebuie să caut eu la diminutiv pentru balanțele. Așa, deci am spus că avem două cărți, una pentru renunțări și alta pentru bucurii realizări, pentru că la luna plină și avem parte de o realizare sau de un, eu știu, un moment, o mică victorie. Primul pas pe care îl faceți eventual în manifestarea unei dorințe pe care v-ați stabilit-o cândva la o lună nouă. Am amestecat, da? Am amestecat o dată. Balanțe. Cucfa a vrut să sară. Interesant. Singurătate? Sau mai degrabă în singurare? Mai. Interesant. Hai, mă, tocmai voi care sunteți sociabili. În singurare. Este numărul nou, similar cu eremitul, nu? Și poza seamănă cu eremitul. Ei sunteți pe o, pe o cărare, pe o cale spirituală. De fapt, nu știu, nu, nu, nu e calea spirituală. Sunteți pe o cărare care vă duce către, către calea voară, voastră spirituală. Pentru că pe calea spirituală este lumină. A, că mai sunt din când în când și furtuni și. Noapte întunecoase, dar în general este lumină. Eu simt că sunteți pe o cărare care vă duce mai aproape pentru că aveți în spate transformare. Oh Da, trebuie să să ieșiți din niște proiecții relaționale. Unii dintre voi aveți bărbiță. Ha! Evident că nu, doamnele, domnii. Oh. În primul și în primul rând, e un proces. Sunteți în plin proces de transformare, în care trebuie să învățați să renunțați. bai letting go. Letting go. Transformation. Breakthrough. Toate vorbesc de renunțare. La ce? La proiecții. Trăiți, ați trăit în relații uh, false. Vă deranjează, nu vă deranjează, asta e adevărul. False, pentru că. Așa am fost învățat și acasă și în familie, da, să proiectăm pe Xules cu o anumită poziție. Persoana cu tare ne aduce bucurie, plăcere, satisfacții financiare, eu știu ce, da? Și, de fapt, trăind în aceste proiecții, vă îndepărtați de sufletul vostru pereche, de oamenii adevărați și sufletele perechi pot să fie și prieteni și colaboratori la locul de muncă, dar nu neapărat acea mare dragoste. Aia e clar, e suflet pereche, dar... Sunt mai multe suflete perechi, da? Este că trebuie să renunțați la aceste proiecții șapte de cupe. Unii dintre voi aveți tendința să visați la aceste multe op opțiuni pe care le aveți. Că da, balanțele au opțiuni în general, că nu degeaba, sunt venusieni. Dar aici este și karma. Karma este în această zonă a relațiilor false și adevărate. Și ca să spargeți această karmă care reprezintă, de fapt, iau te, este 11, este justiția aici altfel reprezentată. Seamănă cu turnul, dar nu-i turn. Ideea este că trebuie să rupeți karma aceasta. Această tendință de a trăi în relații proiectate, proiectante. Da. Ideea este că trebuie să vă transformați, transformarea durează, să lăsați în urmă iluziile, iluziile. Da tendința de a compara, poate, a unora, a altora. Însă, cel mai important este că o să vedem și partea frumoasă a lucrurilor care ar trebui să fie. Dar probabil că unii dintre voi, balanțe, v-ați însingurat. Nu toată lumea, evident. Poate sunteți între două relații. Mare grijă. în Însingurarea aceasta este necesară ca să nu repetați iar proiecțiile din relația anterioară și să rupeți karma aceasta, că dacă vă aruncați imediat într-o altă relație, repetați. Repetați, repetați și Pentru că văd că totuși s-a s, -a... s -a rupt o relație cu cineva. Apare moarta, transformarea. Există o separare de cineva. Dar asta e. Trebuie să învățați, să vă dați timp la singurătate și la înțelegere. Uite și temperanța apare. Ca și motiv de bucurie. Temperați-vă, vindecați-vă, însingurarea aceasta este necesară, dar hai să vedem la ce trebuie totuși să renunțați. Am zis mai devreme la proiecții, la karmă, și să vedem cum pot eu să leg cele două mesaje. Dacă au legătură, poate nici nu au legătură, poate nici nu au oh, patru de spade. Mm. Pentru mine este remitul varianta mică. Deci remitul aici și remitul într-o altă variantă. Hmm. Extraordinar! Măi, dar ce cărți v a ieșit! Și la capătul setului de cărți, o altă carte care vorbește despre stagnare. Te voi, Regina de Spade, care încerca să plecați. Hmm. Șase de spade. Plecați într-o nouă zonă. Teoretic ar trebui să fie mai senină, dar Mai aveți un pic de așteptat. Probabil că măcar până la luna 9, mai aveți un pic de așteptat. Și atunci, ideea este, bucurați-vă de singurătate. Am spus mai devreme ce trebuie să la ce trebuie să renunțați. Sunteți în plin proces de transformare, de schimbare, de, de direcție, de destin, de carieră, eu știu. Dacă are legătură cu cariera, dacă cred că are legătură cu relațiile pe care le-ați trăit. Și atunci, dacă v-ați însingurat prea rău, încercați să vă analizați și dintr-o altă perspectivă. Încercați să vedeți lucrurile altfel. Aici este o posibilă realizare a voastră în această perioadă. Este o altă stare de visare. Am făcut pauză pentru că trebuie să simt. Dacă aici proiecțiile, relațiile proiectate, uh, iluzorii, sunt reprezentate de șapte de cupe, Cartea iluziilor, a Visurilor și a Opțiunilor, aici mai avem o carte a Visurilor, dar altfel de visuri. Visuri, pentru că e Casa a 12 a Peștilor a Necunoscutului a rugăciunii, a visurilor inspirante, a călătoriilor astrale prin care puteți să aveți acces la lumina și la noi viziuni. Dați-vă timp în această însingurare, dați-vă timp să vă conectați, ia uite, da? e tot o verticală, da? Și aici, și lumina vine în jos, aici la fel, lăsați-vă inspirați de divinitate. Lăsați-vă inspirați de divinitate. Sunteți răniți, sunteți dezamăgiți, într-adevăr, aveți nevoie de un pic de pauză ca să vă puneți în ordine minte. Aici este câștigul vostru, sunteți totuși semne de aer logice care aveți nevoie de un oarecare timp să vă înțelegeți greșelile și reușitele, ca să le puteți manifesta pe reușitele viitoare, evident. Dar ce văd acum în această carte, este foarte interesant. Acest trei, dacă îl împart, două spade și încă una, vedeți? Două spade și încă una, ar fi doi de spade și un as de spade dar invers. Ce înseamnă? Vorbiți mai puțin cu doi de spade, tăceți mai mult. Tăceți mai mult. Și gândiți-vă Asul acesta de spade, care e pe vertical, dar invers, gândiți-vă, meditați un pic la natura spirituală. Lăsați să primiți, fiți deschiși. Închideți-vă un pic față de lume și de, de proiecțiile pe care le-ați trăit și lăsați-vă deschiși față de spiritualitate. Aici este câștigul, aici veți câștiga, aici apare temperanța pe care am văzut-o mai devreme, da? Arhanghelul Mihail, Gabriel, Gabriel care vine cu mesajele, Mihail care vă protejează, Rafael care vă vindecă. Da? Trebuie să aveți o nouă viziune asupra unor lucruri, asupra unei separări de cineva. Aveți în spate o prietenie specială cu o persoană Dar această prietenie, cred că trebuie înțeleasă dintr-o altă perspectivă. Cum am zis mai devreme, legături karmice și darmice. Dacă stați în preajma relațiilor sau persoanelor karmice, nu veți înțelege sufletele perechi de ce au venit în viața voastră, care este scopul lor, scopul, misiunea lor spirituală în viața voastră sau a voastră, evident. Aici trebuie să învățați voi ceva. Și trebuie să vă bucurați de însingurare. Nu este doar trei de spade. Repet, sunt doi de spade și încă una. O spadă analitică. Dar ce este frumos este că e un număr echilibrat, 4. Și atunci nu trebuie să picați uh, nici în tendința de a deveni prea logici, nici prea ilogici, da? Aici este echilibru pe care, teoretic, voi îl puteți accesa altfel decât alții, altfel, într-o altă perspectivă. Huh, fi de ajutor. Fă un gest autentic și arată că îți pasă. 4 și cu 5-9 gândește-te, analizează dragă balanță cum poți să arăți că îți pasă poate această însingurare nu este a voastră pentru că dar eu cred că este și a voastră pe de-o parte v-ați însingura de niște relații karmice pe de-o parte v-ați separa de un suflet pereche și aici se trebuie să înțelegeți fi de ajutor Adică, dacă analizați, mai și verbalizați, mai și spuneți. Spune eventual pentru cei care nu au tendința asta. Știu că o să ziceți nu, că eu am comunicat, el n-a comunicat pentru cine nu a comunicat e acest mesaj. Dacă există cineva în viața voastră care are niște probleme de sănătate sau chiar dacă nu are probleme de sănătate, a trecut printr-o dezamăgire, poate să fie și prieten, prietenă, amic, frate, vecin. Poate să fie chiar sufletul karmic sau, eu știu, sufletul pereche de care v-ați separat sau de care trebuie să vă separați, da? încercați și exprimați această separare ca fiind necesară, eventual luminați și pe ei dacă voi ați primit această înțelegere, această perspectivă nouă, transmiteți-le și lor, eu știu, un mesaj de încurajare, pentru că da, nu este plăcut să te desparți, nici să stai, eu știu, într-o anumită tăcere, nici cu cel pe care l-ai iubit, nici cu cel pe care l-ai dorit și de care te-ai bucurat, să zic, fizic. Nu? E neplăcut. Cer ca să găsiți un echilibru între tăcere și comunicare, da? Aici este comunicarea care stă un pic în stand-by. Adică nu vă izolați chiar total. Pentru că asta înseamnă izolare totală. Și-a apărut în poziția eliberărilor. Adică eliberați-vă de izolare totală Dați-vă timp pentru relaxare, pentru meditație, pentru vindecare, pentru comunicare cu spiritele, pentru cei care încearcă, da? Pentru. Eu știu ce. ce ar mai fi. Poate chiar aveți să și gândiți un concept. Nu. Dați-vă timp, pentru că se pot face multe lucruri când ești singur. E chiar uneori mai bine decât în cuplu. Ai timp pentru anumite proiecte, dar mai ieșiți din când și comunicați cu cei care chiar și cu cei care v-au rănit. Mă mir că n-a ieșit și cartea iertării. Mă mir. Ia te practicați compasiunea. Am simțit nevoia să mă uit la voi la mai multe cărți. Practicați compasiunea și față de ei. Dragostea face diferență. Aici este. Asta trebuie să vă gândiți. Dragostea face diferență. Dragostea, dorința e una, dragostea e alta și fiți de ajutor. Hai că am vorbit destul de mult. Dar e și cărțile un pic mai, mai altfel decât la alte zodii și... A trebuit să spun, nu? Acum, următoarea ar fi, dragii mei, scorpioni, evident, două cărți La ce trebuie să renunțați și la ce, sau de ce vă puteți bucura în această perioadă, în specială. special. Hai să vedem scorpioni. Scorpioni. Luna plină, luna în descreștere, mai bine zis. Scorpioni. Oh. Renunțați la cine? La regere de băte. Renunțați la un personaj foarte intens. Renunțați la un semn de foc cu trei de bute și regele de bute, unii dintre voi. Probabil că acest personaj nu a un semn de foc, da? Iar Letting Go poate să fie rebelul și regele de bute și împăratul. Ambele semne de foc um, și trei de bute. Trebuie să experimentați altceva. Și această, această nouă energie implică, sau nouă experiență, implică să lăsați în urmă un personaj, în mod special masculin, care vă domină. Destul de egoist. Se vede aici plexul solar. Excesiv de strălucitor. Dacă n-ar fi în poziția eliberărilor, aș spune alte lucruri despre acest personaj, dar este în poziția eliberărilor, trebuie să renunțați la acest personaj. Dacă cumva aveți probleme cu încrederea unii dintre voi, cu niște aspecte care țin de creație, dacă sunteți mame sau chiar bărbați. Da? Și vreți să creați ceva, să procreați. Ceva nu vă iese, renunțați la idee, măcar pentru o perioadă. Poate nu este momentul potrivit. Ia ce frumos, e o asta, apropo de creație, de natura maternă. Puteți să creați altfel. Aici este Venus, nu din ego. Nu prin această încredere prea mare sau obsedantă în ceva. A voastră sau a altuia. Repet, eu simt că totuși trebuie să vă renunțați la. Ia, uite. La bărbatul Divin. Ia te regina de bute și regele de bute și rebelul sau împăratul și împărăteasa. Este acest împărat. Împărat. Mascul, mascul, figură masculină, da? Este o figură masculină dominatoare. Sau, dacă nu este o figură masculină dominatoare, poate să fie. În figura aceasta masculină poate să fie și un tată și un profesor, da? Nu neapărat să fie soțul este o figură autoritară. Renunțați la a vă implica, lăsați în pace. Nu a vă implica, a experimenta ceva cu ei sau a aștepta, a spera ceva de la ei. Nu mai puteți să sperați nimic de la ei pentru că acest personaj e un personaj. S o experiență, repet, poate să fie și profesională, la locul de muncă, un șef. Bucurați-vă de natura voastră feminină, pentru că totul, scorpionii, au o latură feminină. Pluto este planetă feminină. Dar aici apare Venus. Bucurați-vă de vară, de frumusețe. Dacă sunteți, doamne, fiți feminine și nu vă mai zbăteți atâtea. Că, vai, scorpionicele au tendința să încerce să devină... Zoi fi bărbată, da? Unele scorpioni, așa sunt știu din experiență, că am trăit, s am fost crescută de scorpioni. Da. Aici, dacă sunteți femei, dragele mele, fiți femei. Fiți iubărețe, fiți iubitoare, fiți iertătoare, fiți înțelegătoare, nu mai mult decât e cazul. Dar nu vă transformați în bărbați. Pentru că această latură e și Marte, da? Nu doar Pluto, e și Marte. Pentru că această latură marțiană vă... Um, Dezéquilibrează. Dar vedeți ce mesaje, pentru că pentru o femeie poate să fie latura ei masculină la care trebuie să renunțe și să se bucure de feminitate, de natura ei maternă, să fie mamă, să fie protectoare, să fie pupăcioasă. Aici este. Sunteți puternice. Sunteți puternice. Ce frumoasă imagine! Superbă! Apropo de masculin și feminin, lupta aceasta pentru putere, repet, ori între voi și partenerul vostru, cu scorpioancele se luptă cu partenerii mai ceva ca berbecele și ele mai cele, a da? Ori, ori, este natura noastră, aceasta, leul acesta din noi, bestia din noi, care vrea să domine, să arate că suntem puternice, da, ne descurcăm și singure, știu cum e, știu că am fost crescută și educată în acest sens. O femeie poate să facă multe. Nu. O femeie trebuie să rămână femeie. Și femeia este cea care, de fapt, crește prima spiritual, ce ghidează spiritual. Nu întâmplător apare opt deasupra femeii, nu deasupra bestiei. Da? E latura feminină a bărbatului și a femeii, evident. Că și bărbatul are o latură feminină, ce înseamnă femeie receptiv. Fiți receptivi. Fiți receptivi. Aici trebuie să înțelegeți. Aici este înțelegerea pe care trebuie să o căpătați, de care trebuie să vă bucurați în Mercur retrograd, da? Această latură puternică a voastră, puterea voastră, dragele mele, scorpioane și dragii mei scorpioni, constă în capacitatea imensă de a iubi, nu de a domina. M-am prins. Da? Scorpionul poate să iubească puterea, aici, creatorul și rebelul, da, și, mare, și împăratul și regina de băte. O, oh, da, sunt scorpion care iubesc puterea, că doar vorba am avut și un președinte scorpion. Da? Dar natura voastră, adevărata voastră putere, constă în compasiune, iertare, puterea de a vă ierta, de a ierta pe ceilalți, de a continua să iubiți și de a atrage abundență. Asta e Fiți mame strălucitoare, iubite, strălucitoare, feminine. Da, dragile mele? Da, dragile mele? Hai să vedem. Ia uite, lucrurile sunt mai profunde. The heart of the matter. Aici este. Lucrurile sunt mai profunde. Doi și doi, iar două relații. Relația dintre voi, do -ă, vo -vo -vo relația voastră personală, femininul și masculinul din voi și apoi relația cu partenerul masculin. Că dacă voi nu sunteți în relație de armonie cu femininul vostru, atunci nici masculin, nici bărbatul pe care îl veți atrage nu va fi de acord cu feminitatea voastră și vă va afecta aceste aspecte, înțelegeți? Sunt două relații, 22, da? Aici este. Dacă voi sunteți în armonie cu energiile voastre masculine și feminine, veți atrage relații armonioase. În care cei doi sunt puternici și se înțeleg, nu se luptă. Da? Ia uite, iar e un copil aici care doarme, da? Înțelegeți ca și mame care ați, chiar dacă poate n-ați avut copii, da? Mama își simte copilul șapte luni, da? Îl simte. Aici e un copil care doarme și e parcă e un înger protector. Poate să fie Mama Divină, da? Nu neapărat. Înțelegeți, e o latură feminină, superioară, pe care trebuie să o redescoperiți prin receptivitate, prin compasiune, prin iertare. Cam asta e, dragile mele, sper să și Dragii mei, sper că v-a plăcut și sper că v-a fost de ajutor. Da? Acum să trecem la următoarea Zodie Săgetătoare am zis, două cărți. Una la care renunțăm și alta de care ne bucurăm. Acum, încă, încă ne bucurăm de vibrație, vibrația lunii pline, săgetători. Acum nu mai folosit de mult setul ăsta de cărți. Mi-a plăcut când l-am luat. Că era altfel. E interesant. Împărtășește. Împărtășește din bogățile. Ah, nu, 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 mai împărtăși. Că e în poziția renunțărilor. Nu mai împărtăși. Mai ține și pentru tine. Pentru că cineva are pe tavă o grămadă de bunătăți. E regina de putere, dar în spate aveți iluzii, aveți stres, aveți introspecție. Hmm. Da? Aici este un șapte de pute, un stres. E o iluzie. Legată de o pasiune, de o femeie care e foarte pasională, strălucitoare, așa o vedeți, poate nu e femeie, poate e un proiect, poate e soția voastră, poate e mama, eu știu X, Y, am dat exemple, nu neapărat că pun și degetul și zic că așa este. Sunt, vedeți! E un personaj feminin în mod special, dar nu obligatoriu, atractiv, seducător, magnetic, dar în spate, dragii mei, mare grijă. Pentru că această situație, nu personajul în sine, poate și personajul, dar poate situația atrage mult stres. Încercați să vedeți în spatele iluzilor. Mai ales, mai -ales că Jupiter, planeta voastră guvernatoare în zodia peștilor, nu? În zodia peștilor. Și dacă sunteți o anumită generație și aveți Neptun în săgetător, cum am și eu, aveți tendința să vă iluzionați, dragii mei săgetători. Deci, dacă voi aveți tendința să împărtășiți, să oferiți, să străluciți, să vai, să atrageți, renunțați un pic la această tendință pentru că vă aduce multe belele. Lumea nu vă înțelege, de fapt. Da, voi sunteți optimiști, vreți să oferiți lumină, da? Jupiter, tipic, da. Dar dacă e în exces, lumea vă judecă. Și atunci, renunțați la această tendință, cu alte cuvinte, fiți un pic în echilibru. Dacă nu este tendința voastră, este, repet, un personaj care va atrage, va atrage și va aduce și multe iluzii și stres și... uite, stres mental, va a simțit un fel de pari, la un moment dat, v-a separat, Oho. Oh, oh. oh, oh, oh. Vedeți? Da. Hai să vedem de ce vă bucurați, săgetătorii mei, că și eu sunt o cantitate de săgetător. O cantitate. Toți avem din toate zodiile. Oho, împăratul. Interesant că și la scorpion avem tot așa un joc de masculin feminin. Fiți în echilibru. Fiți bărbați, dragii mei. Nu mai încerca să cuceriți, că nu-i nevoie. Vă pică lumea la în genunchi și dacă nu faceți nimic. Glumesc. Glumesc. Fiți în echilibru. Trebuie să vă echilibrați, iar înseamnă un pic la scorpion, dar e altfel. Voi trebuie să vă echilibrați natura voastră masculină, dar Jupiter totuși e masculin. Aveți nevoie să vă extindeți, împăratul se extinde. Dar ca să se extindă are nevoie de stabilitate, are nevoie de un tron, nu? Ca să înceapă bătălia, ca să-și planifice expansiunea, nu? Aveți nevoie de echilibru. Nu mai oferiți în stânga și în dreapta. Floricele pe câmpii, că lumea nu vă înțelege. Nu. Păstrați-vă floricele pe câmpia voastră și pe teritoriul vostru. Fiți în echilibru 4. În stabilitatea voastră, stabilitate financiară. Păstrați-vă autoritatea, dragii mei, pentru că dacă sunteți prea cuceritori oamenii, A. o să vă ia în derădere. Asta spun pentru că știu că săgetătorii uneori sunt prea sociabili, prea amabili și lumea nu înțelege nu înțelege de fapt, și închipuie că, vai, cumva vreți să vă oferiți voi și poate nici nu vreți să vă oferiți, dar vreți să fiți, să oferiți din darurile pe care le aveți, da? Nu pe voi în sine. Dar lumea interpretează greșit. Și atunci renunțați la această tendință. Fiți mai autoritari, fiți un pic mai sobri, măcar o perioadă. Bucurați-vă de a... Ah, interesant. Păstrați-vă pasiunea, că amândouă vă sunt cu roșu, dar aveți un scut. Puneți-vă un scut pe voi, dragii mei, ca să nu vă mai atace lumea, da? Să nu vă mai atace lumea. Și puneți-vă punct pe cei care, pe cei care încearcă să voi intre pe sub piele și să se folosească de ceva, de, de darurile voastre. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe interesant, păstrați-vă idealul, păstrați-vă speranța, da? Dar între timp vindecați-vă de o dragoste, de o dragoste, iau de o dragoste, o dragoste profundă, vindecați-vă. Aici este de lucruri de care trebuie să vă bucurați, de stabilitatea voastră, dacă sunteți soți soții sau mame. Aici e tatăl. Dar poate sunteți și mame și tați în același timp unii dintre voi. Da? Am văzut un Tătic care era și mămică și mămică care era și tătic, da? Știți că se, se întâmplă în viață. Și sperați că veți avea parte de, de această relație superbă la un moment dat, dar nu uitați că înainte de toate trebuie să treceți prin această temperanță. Prin vindecare. Trebuie să vă echilibrați cum a zis mai devreme, natura masculină și feminină. La voi un pic invers, exact invers decât la scorpion. Mm, fizică Asta e cu fizică taciu. Am mai fost la o zodie, nu mai știu, cred că la Taur a fost zodia, uh, cartea asta. 47 să vă spună ceva. Aveți nevoie de romantism, într-adevăr, aveți nevoie de atingere, dar nu dați pe din afară, da? Nu da, stați în echilibru. Pentru că va veni și romantismul, va veni și atingerea fizică, dar mare grijă pentru că nu oricine merită să vă atingă, da? Mai ales dacă sunteți doamne, nu oricine, dragile mele, merită să vă atingă. Poate, dacă nu sunteți voi, poate este un bărbat super deosebit care va veni în viața voastră. Ar fi minunat, m-aș bucura să-mi confirmați că vine, dar până una data voi trebuie să fiți aici. Dar voi trebuie să fiți aici. Pentru că aici e caza care arată de ce vă bucurați. Poate cineva vă dă autoritate, vă dă încredere, în sensul că vă respectă, că vă inspiră în sensul ăsta. Dar aici este problema. Cred că fizica Taciu pleacă undeva, ține mai mult de trecut. Da? Ați avut nevoie de romantism, v-ați lăsat cucerită, un cuceritor sau v-ați fost voi, voi cuceritoare, renunțați, pac, lăsați în urmă, fiți în control. Fiți în control, dragile mele și dragii mei, pentru că aveți ceva de construit, aveți ceva de apărat, și în primul rând, chiar dacă sunteți femei, aveți de apărat principiile voastre, aura voastră, casa voastră este și corpul vostru. Ia te sclipiciul ăsta, în, în jurul vostru mai sclipici. Sunteți lipicioase, lipicioase în sensul frumos, așa, dulcițe. Dar aici se trebuie să protejați frumușața asta pe care o aveți. Da? Nu e așa că seamănă? Și asta tot așa plină de daruri și de haruri, de zâmbete, de bujori, în Dar, mare grijă, cine vine? Cine vine, poate că ar trebui să îngenuncheze, poate ar trebui într-adevăr să vă onoreze, nu oricine, nu, nu oameni care vă domină sau care vor să profite de voi. Pentru că aici e un, un, o iluzie, un stres, da? De care trebuie să vă vindecați, am văzut și mai devreme, da? v-a creat multe probleme emoționale și stres mental. Poate chiar pentru unii eu pe fost și un trio grigoriu. Pentru unii pentru toată lumea. Sau un salt. Într-o direcție nepotrivită. Cam atât o cam dată. Sper că v-a plăcut, dragii mei, săgetători. Haideți să vedem următoarea zodie. Următoarea zodie este Săgitor Capricorn. Capricorn. Hai să vedem. Am zis ca și la ceilalți două cărți și încă una de la Angeraș. Mesaje. deci ce la ce trebuie să renunțați? De ce trebuie să vă bucurați? Capricorn. Capricorn. Mai ales că e luna plină pe zodia voastră, în spatele soarelui sau pe soare sau, eu știu, pe lângă soarele vostru. Capricorni. Ia să vedem. Renunțați la ceva. La ce renunțați? Oho. Șase de bute Seamănă cu puterea în această carte. Seamănă cu un personaj uman și cu un animal, nu? Un tigru dar care sunt peste, pășesc pe un glob, dorința de succes. Capricornii sunt foarte ambițioși. Interesant că am început să rădușesc tocmai la voi. Vișud este un pic afectat. În primul și în primul rând, dorința de succes. Renunțați la oamenii de succes care vă atrag. Da, sunt de apreciat oamenii de succes, dar s-ar putea să mai aveți învățați și de la altfel de oameni că adică apare un succes la care trebuie să renunțați. E o victorie. Eventual o victorie, gata, ați avut-o, treceți la următoarea sau la altceva. Șase de bâte. Dar șase de bâte înseamnă foarte mult. Repet, poate să fie cineva care vine victorios în viața voastră, atrage atenția, vine cu aplau, uh, confetii, da? Cu confetii, cu spectacol, vine și pleacă. Că e în turneu. În turneu prin lume, da? dacă acest personaj e în turneu, renunțați și voi la, eu știu, la ceva. Acest personaj, cred că este independent nu de monede, dar creează, uite, ce a, ce că sunteți voi, diavolul sau leul, da? Însă nu asta leul sau aia, altceva vreau să zic. Este un o stare de condiționare. Unii dintre voi s-ar putea să fiți obsedați de acest succes și să pierdeți alte oportunități emoționale și să trebuiască să vă vindecați sau vreți să vă vindecați de, de ceva și v-ați aruncat prea mult în această obsesie a muncii și a eu știu, victorilor profesionale. Pentru că e tipic. Tipic pentru, scor, pentru nu scorpion, pentru capricorni. Însă, dacă este cineva care atrage atenția, probabil marcaj în semn de foc, posibil la distanță cu acest glob, care vine, pleacă, vine, pleacă, și chiar dacă nu vine, că poate nici nu v-ați întâlnit unii dintre voi, renunțați la ideea, pentru că totuși nu puteți să construiți ceva stabil când personajul e la distanță. Vă zic că din experiență evident. Aici trebuie să trei de cupe. Bucurați-vă de prietenii pe care aveți în preajmă. Bucurați-vă de sufletele perechi care sunt lângă voi. Schimbați energia. Aici apar niște lacrimi, apare oportunitate pierdută. Poate cineva plânge după voi, patru de cupe. Poate voi încă vă mai gândiți la o relație din trecut. Dar iar trei de cupe apare și aici dar în alte condiții. Aici apare mai degrabă ca o apăsare în cuplu sau undeva într-un loc, într-o anumită relație, într-o relație codependentă și în această relație apăsătoare apare o vibrație special atractivă. Aici este. Apare o vibrație atractivă. Mare grijă! De ce vă lăsați atrași, dragii mei capricorni? Pentru că la capătul setului de cărți aici aveți luata norocului. Schimbați energia, începeți ceva nou, după o separare. Și astea sunt părțile, cărțile bune. Ce puteți să construiți, da? La zero, la luna nouă, da? Eliberați-vă de această separare și de acest dezechilibru. Ca să puteți să o luați de la zero. Până atunci, ca să trageți norocul, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de vară, de soare, de dans, de răuchitțe diafane. Da, întâlnire cu prietenii. bucurați vă de prieteni. Pentru că e mare lucru să ai prieteni. Chiar și așa. De ieșit în oraș. Chiar și așa. Deci, eventual, repet, aveți de eliberat ori o energie egoistă. Poate există cineva, un narcisist, narcisistă în preajma voastră. La locul de muncă, voi știți pe unde, acasă, renunțați la acest personaj. Da, ați avut succes, poate, dar succesul acesta a fost, nu, musai. implicării voastre cât poate a naturii lor egoiste. Gândiți-vă, meditați un pic, meditați. Dacă unii dintre voi vă doriți un mod special succesul să atrageți atenția, renunțați și la această idee. Pentru că știu bine că și capricornii pot să fie foarte ambițioși. Încercați să vă bucurați de oamenii pe care aveți Aici, pe pământ, o perioadă până se aranjează energiile și timpul divin este pregătit pentru o altă victorie. Dar, deocamdată, ce a fost în trecut victorios a rămas de domeniul trecutului. Vă așteaptă victorii viitoare. Până una alta, ieșiți la o înghețată, la un suc. Ieșiți un pic la soare să vă sunteți cam albi, să vă mai bronzați un pic. Și cam asta e, ia uite, protejați pe cei pe care îi iubiți. Asta e. Poate aveți prieteni, poate aveți copii, fiți un pic roși. Este important să iubești pe ceilalți profund. Dar Gândiți-vă la acest succes de, din viața voastră sau la această natură narcisistă, egoistă a cuiva sau chiar a voastră. Aici trebuie să fiți sinceri pentru că e interesant că la voi a apărut da, cartea care exprimă zoria voastră. Nu ca să fiți voi toți așa. Știți bine că nu sunt eu de acord că sunteți toți așa. Dar există o dependență. Ori de bani, ori de, de dependență de independență. Și atunci, pentru cei care sunteți singuri sau se să fiți independenți, bucurați-vă cu măsură de prieteni și apreciați pe oamenii care vă dau stabilitate. Stabilitatea nu o găsim nici în succes, nici în. adicții. Dăm o carte. Ia uite, mergeți mai departe, faetonul. Poate că unii trebuie să păstrați prietenia cu cineva cu marcaj în zodia racului, dar e vorba de prietenie. Poate că mai e un pic de atracție, poate că vă iubiți mai mult decât să fie doar atracție, dar deocamdată succes sau un succes împreună rămâne un pic improbabil, poate mai încolo, poate după câteva luni de zile, poate după șase luni de zile, Deocamdată, deocamdată bucurați-vă de prietenia acestui personaj dacă e rac. Deși nu e obligatoriu, da? Am zis așa, pentru unii. Pentru că acest rac are această dorință de a crea stabilitate cu voi. Însă, păstrați, repet, prietenie, amiciție. Simțiți-vă bine împreună. Dacă a fost ceva cândva, lăsați ce a fost să se ducă în trecut. Eliberați-vă de trecut. Pentru că, chiar dacă nu-i Capricorn, poate să fie alt semn de apă sau poate să fie orice alt semn. În momentul în care vă bucurați de prieteni, vă ridicați în vibrație, schimbați energia și atrageți altfel de energie și mergeți faetonul în direcția care vă este predestinată. Și chiar dacă mergeți în direcția care vă este predestinată, aveți nevoie de oameni care vă susțin. Da? Oameni dragi, care vă sunt alături și vă trimit vibrații pozitive în această călătorie. Ca Că atunci când cineva pleacă la drum și cei de acasă sau prietenii se gândesc, ah, uite pe unde o fi, hai să dăm un telefon să vedem cum a mers, cum aia, aia. Ai nevoie de așa ceva, nu poți să fii singur în viață. Chiar dacă, într-un fel sau altul, suntem singuri. Chiar dacă trebuie să o luați de la zero, într-o privință da? pentru că aveți o separare. Da. Păstați-vă oamenii care au vibrație bună. Treasure your loved ones. Și loved ones nu înseamnă mult să ai familie. Repet, poți să fie și prieteni. Amici, dacă nu prieteni. Oameni care dau acel impuls pozitiv de care toți avem nevoie uneori, mai ales când trecem prin schimbări. Da? Mai ales când trecem prin schimbări. Deocamdată cam atât. N-am făcut etalarea de, eu știu, pe luna aceasta. Am făcut doar o etalare despre luna plină. Hai să vedem următoarea zodie. Următoarea zodie este vărsător. Hai să vedem vărsătorul ce are, ce trebuie, la ce trebuie să renunțe. Deci două căți La ce trebuie să renunțați, de ce trebuie să vă eliberați, că e luna în descreștere, și de ce trebuie să vă bucurați, că tot a fost luna plină. Și încă mai simțim vibrația acestei bucurii sau acestei împliniri. Vă bucurați de o reușită, cât de mică. O, oh, renunțați la stres, măi. Șapte de bute! parc Parcă stați pe un balon da? Gata, gata să se spargă. Renunțați la maimuțele și la tam-tamuri. Hm. Dacă a fost un personaj care a făcut multă gălăgie și a promis multe, renunțați la acest personaj. Vorbește multe și face puțin. Și dacă nu e un personaj, este un stres. Ia uite, inocență. Acest personaj pare inocent, dar în spate are totuși o natură cuceritoare. Cuceritoare poate să fie și o natură pozitivă și negativă, da? E regina de băte. Apare semn de foc, pentru unii, semn de foc. Dar eu vorbesc de marcaje și de elemente, în neapărat de personaje. În primul și în primul rând e un stres. Renunțați la stres. Inocența este bună, dar. Trebuie să fie în înțelepciune această inocență. Altfel devine puerilitate. Da? Și atrageți probleme. Hai să vedem. De ce ar trebui să vă bucurați? Dacă voi aveți o tendință de a fi prea inocenți, nu în sensul... Adică de a crede prea mult în oamenii. Inocența. Interesant că a apărut aici. Da. Credeți prea mult în oamenii care vin așa foarte încrezători. Ia uite, Regina de Bute. Vin foarte încrezători la voi, colorați, cu sclipici, cu bijuterii. Ah, ce nu... Ce. Așa, bine, și mie îmi plac bijuteriile, dar sunt, sunt unii care au tendința să epateze, da? Și una e să, să te aranjezi și alta e să epatezi. Se simte vibrația. Cât ai fi de Eu am, am atâtea planete în și știu că pot să fiu și excentrică, dar niciodată nu epatez. Eu ce prin așa zic. Și aici este, este e poziția voastră cu leu. Uh, trebuie să renunțați la acești oameni care vin în viața voastră. Voi tot credeți în ei. Tot credeți. Ah, că este doar un gând de și când cerul ăsta sare pe voi și vă creează probleme, Da. Mare grijă, din țânțar se ajunge la armăsoară. Și uite, așa se creează stresul. La început, a, da, nu nimica, nu a fost nimica. Și pe urmă vedeți că se ajunge la un stres mai mare decât ați crezut voi că o să ajungeți. Aha, interesant. 9 de spade. Regina de spade. 9 și cu 1, 10. E bine că și nu de spade arată stres și stresul se vede și aici, da? Dacă nu vreți să vă îmbolnăviți, renunțați la stres, dragii mei. Și aici este puterea voastră mentală ca semne de aer. Discerneți, dragii mei, între inocența voastră și folosenia unora. Așa simt că sunt personaje în viața voastră care se fălesc cu prea multe. 10, da? 9 și cu 1, 10. 10 înseamnă încheiere de ciclu. Dacă mai continuați, mai adăugați încă un stres, deja vă îmbolnăviți. Așa că, dacă nu vreți să vă îmbolnăviți, a, interesant, poate unii trebuie să vă duceți să discutați, e, sunt spade, despre acest stres cu cineva. Trebuie să vă vindecați, e lună plină, da? Trebuie să vă eliberați de stresul ăsta, dar trebuie să faceți și ceva în acest demers. De, faceți și un demers practic, rațional, rațional poate acest stres va crea o stare de boală pentru unii dintre voi. Da. Vă doare capul. Da. Mergeți undeva, luați medicamente, nu prea multe, sau niște tratamente naturiste. Poate unii trebuie să mergeți la un doctor. Cu regina de spade, posibil. Nu e o veste prea grozavă, dar poate trebuie să aveți voie. voi. trebuie să veniți doctorul vostru. Da? Această logică, dragii mei, păstrați-vă logica, dar logica aceea scripicioasă nu uh, sclipitoare, uh, nu cea care devine excesivă, pe nouă exces, și vă, vă îndeamnă la, la stres și boală. Dar renunțați și sunt oameni, e un personaj care vă stresează. Posibil să fie personajul și acasă. Ia uite 10 și cu 9. Un personaj, dar nu mai bani aici în mod special. Au steaua apare. 4 de monede, 9 de monede, 10 de monede. Țineți la. și la independența voastră dar și la relațiile voastre de familie, acelea stabile, acelea profunde, acelea frumoase și plăcute în care vă bucurați de, de cei care vă știu de o viață. Prieteni rude, neamuri. Dar interesant este că trebuie să țineți patru de monede și la independența voastră. E un echilibru aici. Da? Pentru că steaua trebuie să aibă două, are de fapt aici două vase, două emoții, latura voastră independentă și latura voastră implicată în relații. Aici se trebuie să fiți în echilibru. Vă păstrați independența, sau mai bine zis, nu independența, personalitatea, nu de, de monede. Vă păstrați personalitatea, autenticitatea. Și dacă sunteți în cuplu, nu vă lăsați implicați în stresurile altora. Nu. Și dacă aveți de vindecat un stres datorită cuiva, repet, care a încercat să vă cucerească, să vă atragă, să, eu știu, să, să proiecteze multă fanfară, multă fanfară, și a accesat latura voastră inocentă, copiloroasă, pentru că sători pot să fie și ei, copiloroși, da? Acest personaj, această situație v-a stresat, repet, vindecați-vă. Dacă e nevoie să mergeți la un doctor, mergeți la un doctor. Găsiți-vă echilibru acasă și prin această autenticitate, personalitatea voastră. Da? A, de asta trebuie să vă bucurați. Nu de sclipiciuri. Nu de sclipiciuri. mare grijă să nu încercați unii dintre voi să vă lăsați, eu știu, atrași de aceste personaje sau de aceste situații și să încercați să-i copiați. Nu, pentru că vărsătorii trebuie să rămână original, da? Interesant ce, ce cărți au venit, totuși, da? nu a rămas pe subconștientul vostru. Aici este nouă de, de spade subconștiente vostru. Așa că acolo e stresul, obsesia sau adicția. Poate uneori gândiți prea mult. Tipic. Da? Nu mai gândiți așa de mult, gândiți-vă la o singură idee care vă poate aduce lumină, pace, creștere spirituală, că e un lila foarte frumos, da? transformare, bucurați-vă de reușitele voastre financiare, de reușitele voastre profesionale, că sunteți singuri, că sunteți un cuplu, da, bucurați-vă, că aveți de ce să vă bucurați, aveți ce exprima, aveți ce povesti. Nu să stați să vă stresați pentru cine știe ce. Hm. Mesaj de la înger. Iubește ceea ce ești sau cine ești. e transformare, da. Ești o persoană divină, ești încântătoare, meriți lucruri minunate pe care viața să ți le ofere. Și atunci, de ce să vă stresați, dragii mei, mulțumind de mesaj, dragi îngeri? De ce să vă stresați? Iubiți-vă! Nu au apărut cărți care să arate dragostea, dar dragostea poate să vină și prin, prin programare mentală și prin cuvântare. Cuvântați că vă iubiți ca să ajungeți să și credeți, ca să ajungeți să și gândiți. Pentru că aici, clar, personajul nu se iubește. Stă și se gândește. Aului, aule De la acești oameni super încrezători și scripicioși puteți să învățați încrederea și dragostea față de voi. Dragostea de sine, da? Dar nu să fiți ca ei, trebuie să fiți ca voi. Iubiți așa cum sunteți. Cu probleme, cu defecte, cu... Eu știu ce aveți, dar aveți și reușitele voastre și frumusețile voastre. Păstrați-vă speranța că văd aici un curcubeu. Dar foarte important mesajul. Iubește ceea ce ești, pentru că dacă ești în stres, clar că nu iubești. Și ca să îți susții această dragoste față de sine, această vindecare se face și prin aducerea aminte a reușitelor personale, a familiei din care vă trageți, sau poate nu vă trageți dintr-o familie grozavă, dar ce reușite ați obținut voi singuri. Da? ce ați reușit să creați sau să lăsați în urmă singuri. Înțelegeți? Lăsați stresul, vă rog. Lăsați stresul pentru că stresul ne îmbunăvește, știți bine. Hai să vedem. Astea nu au fost etalări foarte lungi, au fost destul de sumare, deși văd că totuși am vorbit destul de mult. Ia uite cât am vorbit o oră și ceva. Hai să vedem. Peștișori peștișori. Peștișori, la ce trebuie să renunțați? Dragii mei, peștișori. Mm -hmm. Ia. La sacrificii, la... Exact, casa a 12-a peștilor. La această tendință de a vă sacrifica, de a suferi. Nu, dragii mei, ridicați-vă. În primul rând, ridicați-vă energetic în astral, prin gând, prin energie. Vedeți, lucrurile dintr-o altă perspectivă, tinde să apară. Nu știu, interesant, e, pentru mine această imagine mi-a duce aminte de săgătător. Doar îi lipsește arcul acestui personaj. E Jupiter, sperați, proiectați-vă în astral ca să vedeți lucrurile altfel, dar ca să ajungeți la chestia asta, că proiectați în, în zona realizorilor, deocamdată trebuie să renunțați. Asta e renunțare la această suferință. Renunțați-vă a vă mai târșii unii. Tu că suferiți, dragii știu că unii vorbesc, vai, că pești, că pești, dar cine cât știu natura emoțională și interioară a peștilor? Întreb eu, cât știu? Da. Probabil pentru un semn de foc, probabil pentru cineva care va atrage, probabil ați va sacrifica lângă oameni, lângă șase, șase de, de băte și regina de băte, probabil aveți un personaj strălucitor care va eclipsat potențialul. Da? Iau te. Clinging. Atârnați în continuare, dar clinging to the past. Atârnați de acest trecut. Încă regretați un trecut cu cineva. E în spatele iluziilor. Lăsați iau leu și fecioara și renașterea, leu și fem. în fine, fecioara în sensul evoluat al cuvântului. Leu și natura, natura umană evoluată. Trebuie să renaște, dragii mei. Trebuie să lăsați în urmă oamenii. Se seamănă un pic cu vărsător, dar un pic altfel. Lăsați un pic narcisiștii, oamenii prea spectaculoși. Lăsați, lăsați, lăsați pe ei să se manifeste, să păcălească, să atragă, să captiveze pe cine vor, dar voi nu vă mai lăsați, dragii mei, eclipsați. Am senzația că v-ați lăsat eclipsați de cineva. Nu, aveți acest potențial, da? de transformare. Uitați ce curcubeu este în voi. Ah, ce frumos! E prima oară când văd cărțile astea și tocmai că pictez acum îngerii și fac aripi. Descoperiți-vă aripile, dar ca să vă descoperiți aripile, trebuie să renunțați la această creeping. Ascultați, uh, e o melodie, o să o pun uh, la sub video. Creeping aici ne cântă. Mm -hmm. Îmi scap acum o De ce trebuie să vă bucurați? De speranță. Am zis că trebuie să sperați. Iau, te săgetați. Și aici e o carte a tot a săgetătorului. Vă bucurați de speranță, de credință. Așteptați. Cu speranță că lucrurile vor veni înspre voi. Dar până una alta nu așteptați așa în, în, în genunchi, nu renunțați la acest sacrificiu și pregătiți-vă de călătoria vieții voastre. Că trebuie să călătoriți, că așteptați pe cineva de la drum, variază, că trebuie să comunicați niște speranțe, niște viziuni, variază. Însă, sperați, sperați, călătoriți, pentru că. Așa, în genunchi nu poți să mergi prea mult, nu? Clar. Pentru a călători trebuie să te ridici în primul și în primul rând, da? Și să ții iei bătă. Lași în urmă două relațiile care v-au ținut pe loc. Eu știu ce. Eventual le puneți deoparte. Cele două băte poate sunt altceva. Până vine perechea. Până una alta, luați-vă voi băta. Și interesant cum văd aceste două flori. Aveți două flori, masculină și feminină. Echilibrați-vă. Echilibrați-vă. Ce frumos. Ia uite, valetul de băte. Da? Te mai trebuie încă o bătă, 3 și cu patru, ca să vă creați o stabilitate în altă parte. Dar pentru asta s-ar putea să trebuiască să călătoriți, să începeți un nou proiect, să munciți în colaborare cu cineva, să vă transformați ca pe o operă de artă, dragii mei, și să blocați pe cine manipulatorii emoționali. Manipulatorii emoționali sau cei care nu și exprimă emoțiile. Lăsați-i în pace, nu și exprimă, nu și exprimă. Concentrați-vă pe misiunea voastră, pe creșterea voastră spirituală, profesională, artistică. Da? Aveți aici un proiect de făcut. Aveți un proiect. Concentrați-vă pe sperație. Și ce mai aveți în spate? iau te lăsați în urmă cupele goale, cum am zis mai devreme, și mergeți către nouă de cupe, către dragoste. Vedeți îngerul din voi, da? Sau potențialul de a deveni și voi cândva strălucitori, înaripați. A, e cam aproape gata, ia înapoi la ceea ce iubești. Întoarceți-vă la o pasiune, la un hobby. Eu am început să mă întorc la pictură, evident că pregătesc această expoziție cu înger, apropo, am pregătit și site-ul, deși va rămâne un pic în, în lucru, dar o să-l pun sub comentarii sau la comentarii ca să-l vizitați și voi. Nu uitați că este încă în lucru, încă cioples la site. Asta pentru că nu mai vreau Facebook. Și faceți artă, eu fac artă, arta mea, apropo de aripi și îmi place confirmarea și nu vă mai târșiți. Da, uite, parcă văd aripile și pe aici, nu doar pictate, nu doar tatuate. Parcă și aici, da? Ele sunt, ele există. Vă urmează, ca, ca, așa cum ne urmează umbra noastră, așa ne urmează și aripile. Dar depinde de voi să le simțiți în trupul vostru și să vă ridicați și să zburați. Pentru că această călătorie poate să însemne și acest zbor, da? E un anume tip de zbor, călătoria, nu? Iar 3 și 3 e o chestie. Iar și aici un 3 de monede. Veți un hobby, aveți o pasiune, o idee. Da, poate să vină și cineva, într-adevăr. Dacă vină, foarte bine. Bucurați-vă de prietenie 3 și cu 1, 4. Înseamnă prietenie, oricine a venit, colaborați în această prietenie și rămâne de văzut dacă veți alege să manifestați dragoste, dacă veți alege să manifestați eu știu ce, da, rămâne de văzut. It's time. Deocamdată. Repet. Aveți niște calități pe care trebuie să le descoperiți sau să le redescoperiți? Reevaluați-vă dorințele. Uitați-vă. Uitați că vă, că vă așteaptă în față un viitor strălucit interesant, da? Cum am vorbit, da? Cineva a încerca să vă eclipseze. Să vă țină jos. Dragii mei peștișori, eu știu ce spun. Chiar dacă unii comentează una așa, și jos, chiar dacă în public arătați bine, poate este o, o depresie mentală cruntă prin care unii dintre voi treceți. E casa 12-a necunoscutului, a visurilor, a subconștientului, subconștient. În subconștient încă mai aveți ceva de vindecat, renunțați la aceste sacrificări. Da? Și sperați că vă găsiți stabilitatea 31-4 într-o altă direcție. Până una alta, întoarceți-vă la un hobby, reevaluați-vă, de fapt, ce îți ce place să faci pe șorle. Eu am stat și m-am gândit: îmi place să fac tarot, păi, dar îmi place să și desenez. Îmi place să și pictez. Din acest motiv nu pot să fiu tot timpul aici. Da? Încerc să mă împart în mai multe direcții, cu măsură și cât sper să reușesc să-mi păstrez și echilibru. Asta este. Căutați-vă lumina interioară, în ariparea. Și aici sunt niște aripi, niște, niște păsări care vă ghidează. Da? Poate unii dintre voi veniți la expoziția mea dacă stați pe lângă Prahova. Vă pup, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne mai auzi la următoarele talări. Pa, pa!